Bună dimineața! Bună dimineața! Este ora 10. Este ora 10. Și începem activitatea noastră. Începem activitatea noastră. Astăzi suntem la cea de-a doua prelegere, care este intitulată Omul din lumea tăcerii. Și în calitate de vorbitor este invitată doamna Natalia Babici, care este prim-vicepreședinte Asociației Surzelor din Republica Moldova. Această activitate se desfășoară în cadrul proiectului Incluziunea Socială a Alegătorilor Persoane cu Dizabilități. Deci este un proiect care este finanțat de către Direcția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare și este implementată de Alianța Infonet. Ne propunem să avem o prezentare de o oră 45 de minute, 2 ore, după care poate să urmeze sesiunea de întrebări și răspunsuri. Acestea fiind spuse, îi oferim cuvântul doamnei Natalia Babici. Vă rog. Bună ziua tuturor! Am plăcere să mă întâlnesc cu toți cu dumneavoastră și astăzi eu vreau să vă vorbesc despre persoanele cu deficiențe de auz sub genericul oamenii din lumea tăcere. Lumea tăcere. Ați fost cumva în această lume? Nu sunt convinsă. Dar cred că sunt întâlnit astfel de oameni. Sunt convinsă că da. V-a pus cumva pe gânduri acea întâlnire? Poate să încercați să-l ajutați pe acest om. Ori poate l-ați ignorat. Sunt mai multe întrebări înaintate dumneavoastră. Și vreau în continuare să vă relatez despre Asociația Surzilor din Republica Moldova, care în parteneriat cu Asociația Infonet am desfășurat mai multe activități sub genericul Noi suntem. Pentru a le arăta societății întregi că printre persoanele sănătoase sunt și persoane care au nevoie de o atenție în plus, au nevoie de o puțină dragoste în plus și careva necesități fiziologice, de care unele persoane nu știu acest lucru. Asociația Surzilor este o organizație obștească care se ocupă cu protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și astăzi noi vrem să vă atragem atenția, să vă descriem problemele cu care se confruntă aceste persoane și facilitățile pe care ei le au. Ca rezultat al acestei relatări, sperăm să schimbăm atitudinea oamenilor, atitudinea societății față de aceștia, de această lume. Și astfel să contribuim la integrarea în societate a persoanelor cu deficiențe de auz. Lumea surzilor este foarte variată, bogată în evenimente. Unica deosebire este că aceste persoane dispune un alt limbaj de comunicare, care cu greu este acceptat de societate și astăzi dumneavoastră cred că vă dați seama că pentru a comunica cu persoane cu dizabilități de auz este o problemă. De aceea a fost și creată Asociația Surzilor din Republica Moldova. Încă în anii 1940, prin hotărârea Consiliului Comisarului Poporului din Republica Moldova,
În 1949, în Chișinău, a avut loc primul congres al societății surdomuților moldovenesc, pe vremea aceea, așa noi ne numeam. Conform datelor de arhivă, la evidență în acea vreme erau 896 de persoane cu deficiențe de auz, surde. S-au creat subdiviziuni și președinte a fost ales domnul Tulcinski. Consecutiv după dumnealui au fost încă 6 președinți în diferite perioade. Actualul președinte al Asociației Surzilor este domnul Ruslan Lopatiuc, care se află în fruntea asociației din decembrie 2009. Actualmente, în Republica Moldova sunt circa 5.000 de persoane cu deficiențe de auz. O parte din ei, la ora actuală, 2.575 de persoane sunt membri Asociației Surzilor, care sunt localizați cu traiul în 4 filiale teritoriale ale Republicii Moldova și încadrați în 40 de organizații primare pe tot teritoriul țării. Asociația este creată în scopul apărării drepturilor civile, economice, sociale, culturale, sportive, ale membrilor ei, dezvoltării activismului social și sprijinul de inițiativă, satisfacerea intereselor profesionale și de amatori în diferite domenii ale vieților. Obiectivele principale rămânând reabilitarea socială, profesională și încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități auditive și incluziunea socială a acestora. O primordială atenție Asociația Surzilor acordă la dezvoltarea limbajului minico-gestual pe teritoriul Republicii Moldova, care este limba maternă și limba care este vorbită de persoane cu dizabilități de auz. Asociația Surzilor strict duce evidență persoanelor cu deficiențe de auz și contribuie la înregistrarea și atragerea lor în asociație. Organizează și desfășoară diferite activități culturale, sportive și de întrimare în resurse. Prestează servicii de interpretare în limbajul mimico-gestual, participă la formarea politicilor de stat privind persoane cu dizabilități și soluționarea problemelor lor în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care a fost aprobată în 2006. Legea numărul 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și, sigur că, normele standarde privind asigurarea posibilităților egale pentru persoanele cu dizabilități aprobate de Adunarea Generală ONU. Astfel, în continuare vreau să vă vorbesc despre tematica și problema cea mai trăgentă a persoanelor cu deficiențe de auz este accesibilitatea. Accesibilitatea la mediu, accesibilitatea la informații, accesibilitatea la educație, accesibilitatea la toate domeniile vieții care se folosesc toate persoanele din societate, Republica Moldova. În așa fel, în 2012, după numeroase demersuri și ședințe la Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, am reobținut avizul pozitiv pentru ca persoane cu deficiențe de auz să obțină permis de conducător auto. Sigur că după ce urmează careva cursuri de șofat. Tot în această perioadă
Asociația Soților împreună cu Asociația Imune s-au consolidat și au ținut statutul traducătorilor specializați în limbajul semnelor, care în prezent în același statut ca și, au același statut ca și traducători specializați în limbii estice. Și aprobat prin legea numărul 9264 din 11-12-2008. La moment în asociația, în Republică, sunt licențiați 12 traducători în limbajul semnelor, care pot participa și însoți persoane cu dizabilități de auz la diferite instituții de stat și private. Una din actualele direcții în dezvoltarea asociației constă în cooperarea cu organele de stat în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ. De fapt, legile sunt, dar în ele, în majoritatea parte, sunt excluse drepturile și obligațiunile statului față de această categorie de persoane. În regulamentele, chiar să luăm ca exemplu de prestare serviciilor în limbajul semnelor, acolo sunt careva neajunsuri, că una din ele ar fi că Asociația Surzilor, fiind organizație obștească, plătește o parte din salariul dispus pentru munca interpreților în limbajul semnelor, ceea ce nu este corect. Și aceste acte necesită îmbunătățire, necesită careva schimbări, modificări. Și cu cunoașterea mai profundă a necesităților și problemelor de incluziune socială a persoanelor cu deficiențe de auz, am să vă redau caracteristica unor afecțiuni de sănătate ale lor și problemele cu care se confruntă. Una din probleme care este mai importantă și evidențiată în viața persoanelor cu deficiențe de auz, eu cred că dumneavoastră de acum ați înțeles-o, este bariera de comunicare. Pentru a înțelege oportunitatea unei astfel forme de intervenție în rezolvarea acestei probleme de comunicare a persoanelor cu deficiențe de auz, cât și a utilizării formelor de comunicare prin limbajul mimico-gestual, este necesar să revenim la câteva noțiuni primare în conceperea acestui proces de comunicare. Limbajul formelor de comunicare ale persoanelor cu deficiențe de auz, modelele verbale, comunicarea umană se poate face atât prin limbaj verbal cât și spontan, neintenționat, prin mimică, gestică, poziția corpului, expresia feței, atingerea slabă și așa mai departe. De fapt, se ia ca bază forma de comunicare a limbajului mimico-gestual, oricum o numim noi limbajul semnelor. O altă metodă de comunicare este comunicarea cu ajutorul dactilenilor, care are la bază un sistem de semne manuale care înlocuiesc literile de limbajul verbal și respectă anumite reguli gramatice în ceea ce privește topica formulării limbajului. Grafemele sunt realizate în aer cu ajutorul poziției și mișcării degetelor de la o mână sau de la ambele mâini. Semnele pot fi scrise și în palmă pentru persoane care au și deficiențe de vedere și de auz. O altă metodă este la lectura, citirea de pe buze,
este un suport foarte important. De aceea eu am să mă mai repet mai târziu că la biolectura este foarte importantă pentru persoana care discută cu acesta, cu persoana cu deficiențe de auz, deoarece nu se recomandă să stai pe diagonală și să-i vorbesc persoane care nu-ți vede fața. Este obligator să stai cu fața spre persoana cu dizabilități de auz. Comunicarea bilingvă, unde putem să folosim și limbajul semnilor și limbajul verbal și a semnilor și dactilemele și comunicarea prin, numai prin gest și cuvânt. Este despre formele de comunicare, deci precizarea interior nu se poate spune că una este mai superioară și alta mai inferioară. Principalul este eficiența lor. Văzându-se în practică, important ca persoana cu deficiențe de auz să știe să comunice eficient și să înțeleagă mesajul. În timp ce copiii auzitori folosesc limba vorbită, copiii surzi folosesc limbajul mimico-gestual, care în Republica Moldova nu este acceptat de stat, de Ministerul Educației. Principalul pentru surzi este existența unui limbaj care să-i poată oferi posibilitatea unor interacțiuni cu cei din jur. Surzii folosesc acest limbaj fiind ca limba lor de comunicare între ei și limba de comunicare cu ai lor, cu oamenii vorbitori. Limbajul mimico-gestual el diferă de la o țară la alta. Dar totuși el rămâne ca o modalitate principală de comunicare între surse. Și până în prezent rămâne ca un mijloc de comunicare cel mai vechi, folosit categoric pentru o enunțare sau o exprimare extralingvistică. Mimica este exprimarea pe mișcare, mișcarea feței, mușchilor, a reda sentimentele, ideile, iar gestul constă în mișcarea mâinilor, a capului, a corpului și exprimă o idee, un sentiment, o intenție, înlocuind uneori cuvintele și dând despărțivitate vorbirii. Cea mai subtilă comunicare gestică este cea a privirii. Ea poate exprima aprobare, dezaprobare, mirare, întrebare, fericire, încântare, chemare, transmiterea unei stări psihice a momentului. Deci surzii au cu ochii. Ce nu știați despre surzi? În societate sunt diferite mituri care uneori înjosesc autoritatea persoanelor cu deficiențe de auz. De ce este mai bine să îmi spuneți persoanelor surde dumneata ești surd?
Ori să vă întoarceți să plecați dacă această persoană este surdă, ori vă întoarceți cu fața spre el și pronunțați clar, cu articulația buzilor, rar, ori să scrieți pe hârtie, ori culegeți textul pe telefonul mobil. Această persoană va fi foarte receptivă și vă va răspunde. V-ați văzut odată întrebarea cum o persoană surdă conduce automobilul? Pentru a conduce, surdii au nevoie să aibă un văz excelent. Adică, toată informația o primește și o recepționează cu ochii. Ei conduc așa, precum persoanele sănătoase. Când în salonul mașinii răsună muzica, că se aude că este partea cealaltă a străzii. Și datele statistice arată că un așa fel de șofer mai des face un accident decât o persoană cu deficiențe de auz. Rezultatele au arătat că persoanele cu deficiențe de auz sunt foarte responsabile și foarte, foarte rar cad într-un accident automobilistic. Sunt țări în care persoanele cu deficiențe de auz dispun de permis pentru a conduce, a fi angajați în câmpul muncii, de exemplu, de a conduce o mașină pentru a transporta diferite materiale, sau chiar sunt persoane deficiențe de auz care dispun de licențe și se află proprietari la avioane și iahturi marine. Despre ori, când văd o persoană surdă, îmi întreabă, tu ești surd, dar poți citi? Sigur, de noi este un mit. Mai ales în prezent, chiar nicătând la educația, nivelul educației din Republica Moldova, toate persoanele surde pot citi. Chiar unii din ei fac și studii superioare, universități, doctoranți. Așa că această întrebare, cred că i-ar umili pe persoanele cu deficiențe de auz. Oh, dumneata văd citi pe buze. Dar ce-a spus bărbatul celor din rândul din urmă a ședinței? Cu toate că persoana cu dizabilități de auz primește informația vizual, el o poate primi vizual la maximum 2 metri distanță de la sine. Dar la rândul din urmă, într-o sală de 400 de locuri, nici de cum nu va poate citi pe buze. Și cine, unii specialiști din cadrul asociației persoanelor cu dizabilități de auz, desemneau această părere că persoana cu deficiențe de auz poate să vadă, să citească pe buze la o distanță mai mare, ceea ce este incorrect. Ori se întâlnește o persoană deficiență de auz cu un vorbitor și el îi spune, Doamne, ce-mi pare rău că tu nu auzi. Și nu îmi imaginez ce se va întâmpla cu mine dacă aș deveni eu surd. Sigur că fiind surd este un minus pentru sănătatea oricei persoane. Dar nu este o tragedie mortală. Este
neajuns, care se poate de lucrat asupra lui și de devenit un om în rând cu toții, învățând limbajul semnelor. Asta prima variantă. Și a doua variantă este de integrare, asistența interpretului în limbajul semnelor. O altă minte este, dumneavoastră purtați proteza auditivă? Și atunci eu am, dacă ai tu proteza auditivă, eu am părere că tu auzi. Așa? Așa ar trebui să fie efectul aparatului auditiv. Dar și aceasta este o greșeală. Pentru că nu toate, în primul rând, nu toate aparatele auditive sunt de o așa performanță. În al doilea, acest aparat nu permite de a înțelege corect substanța discuției, despre ce vorbim noi. Pentru că în aparat sunt așa mecanisme care îl dezorientează pe persoana surdă. Sunetul îl aude, dar esența nu deslușește. Mulți acum, mai ales persoanele cu deficiențe de auz, copiii îndeosebi, părinții cărora iau decizia de a pune implant cochlear, bazându-se pe aceea că copilul lor imediat va și auzi. Persoanele cu deficiențe de auz, maturi, sunt împotriva acestei operații și pentru ca părinții să iau așa o decizie foarte importantă pentru viitorul copilului său, numai decât trebuie să se informeze destul de bine și să cunoască în general fiziologia și faptul că aceasta este o modificare a urechii, a capului copilului și cu vârsta cât copilul crește, totul se modifică. Fiecare își are punctul său de vedere. Unul are punctul de vedere de a-și realiza acest aparat, necătând la sănătatea persoanei cu dizabilități. Alții își au părerea că dacă vă pune acest aparat, după spusele acestui medic, atunci copilul imediat va și începe a auzi și va începe a vorbi, a cânta, ceea ce este incorrect. Asta este părerea Asociației Surzilor. O altă metodă de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități este lipsa, sau mai bine zis, neîndeplinirea legislației audiovizualului, adică lipsa interpreților la toate companiile televizate. Reiesă că persoana surdă, uitându-se la acel buletin de știri, el se uită ca la un desen, ca la un tablou. Neînțelegând despre ce merge vorba, toate că sunt mișcări pe ecran. În prezent, în Republica Moldova, sunt două companii televizate care folosesc transmiterea știrilor
în limbajul semnelor prin intermediul interpreților în limbajul semnelor. Acesta este modulul 1 și TVR-ul. Câteodată TVR-ul. Ceea ce îi bucură pe persoanele care nu au auzit. Unele componente utilizate pentru a face o accesibilitate persoanelor cu deficiențe de auz au introdus titrele sau subtitrele, cum le zicem noi, dar ele sunt la multe companii sunt inaccesibile. Din ce motiv? În primul rând, sunt incorrect titrate. De ce e incorrect? Pentru că nu este folosit culoarea, nu este folosit textul și viteza titrii este foarte mare. O persoană sănătoasă și nu reușește să recepționeze aceste știri. Dar o persoană cu dizabilități, care nu are posibilitatea de a citi repede. Prin aceasta, noi, Asociația Surzilor, socotim că este o discriminare și o încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. De aceea, nu credem pentru prezența interpretului în limbajul semnelor și traducerea programelor de știri, anume în limbajul mimico-gestual. Ar fi un beneficiu pentru persoanele cu deficiențe de auz ca să fie mărit și spațiul pe ecranul televizat pentru ca accesibilitatea persoanelor la informația în limbajul semnelor să fie mai mare. Am ajuns la ședințele de incluziune în societate a persoanelor cu deficiențe de auz. Aici eu aș vrea să vorbesc nu numai de persoanele adulte, cei care majoritatea au rămas la noi în țară, deoarece o parte din surse, din persoane cu dizabilități de auz, ca și întreaga țară, au plecat peste hotare. Stau de parte de familiilor. O parte au plecat din motiv că nu au acces la educație, având copii cu dizabilități de auz și nu sunt încadrați în școli speciale unde au o atenție deosebită. Ei au plecat. Care au plecat în Franța, care în Italia, care în Anglia, care în Irlanda, ca să-și învețe copiii, să le dea un viitor. Deci, noi am inclus aici câteva cerințe pentru eliminarea barierilor la accesibilitate în domeniul vieților, accesibilitate la sănătate, accesibilitate de educație, angajare în câmpul muncii, la sport, la cultură, la justiție. Și principal acces la informație. Acces ca fiecare persoană cu dizabilități de auz să poată să dețină un aparat IT, un calculator, un telefon performant prin care ei pot comunica unii cu alții, chiar fiind la o distanță mare. Plata pentru internet, ce nu și-o pot permite din pensia lor mizeră sau din salariu.
am solicitat prelucrarea unor standarde de accesibilitate la serviciile de informare, de comunicare, inclusiv la serviciile electronice și la serviciile de urgență. De ce o persoană cu dizabilități de auz nu poate să acceseze singur serviciul 112? Ok. Numai că la noi în țară nu există mecanisme sau aparataj IT pentru acest serviciu. Dar noi ca asociație nu ne putem permite la procurarea acestor aparate. O atenție deosebită, eu cred că trebuie să aibă conducerea locală și de a preveda în bugetul lor local finanțarea serviciilor sociale și de comunicare, accesul la televiziunile locale care sunt pe raioane, pe comunități, ar fi un privilegiu foarte mare. Chiar și acum, în perioada de când noi suntem într-o perioadă a alegerilor în Parlament, persoane cu deficiențe de auz îi văd la față pe toți la televizor. Dacă are și cine și ce este, persoane cu dizabilități de auz nu înțeleg, nu știu. Atât îi vedem vizual cum ei se ceartă unul cu altul, că eu sunt mai bun decât celălalt. Aceasta nu este o informație pentru persoanele cu dizabilități de auz și nu este o cultură. Atragerea persoanelor cu dizabilități în servicii. Cine din localitate cunoaște de care servicii are nevoie o persoană cu dizabilități de auz? Eu cred că nimeni. Afară decât singură persoana și Asociația Surzilor, care mereu le vine în susținere, mereu îi direcționează în acea direcție ei au nevoie. Cea mai dureroasă problemă a persoanelor surde este accesul la educație. Accesul la educație e egal cu ceilalți copii. Asociația nu este împotriva la incluziunea educațională. Noi suntem împotriva la aceea că acești copii sunt excluși din această programă de educație. Cum așa? Pentru că lor nu le sunt dispuse serviciile necesare, accesibilitor. O tablă interactivă, o cunoaștere a limbajului semnelor, un aparat IT, un aparat de traducere din limba vorbită în limbajul semnelor, cum ar fi, și alte tehnici care au nevoie aceste persoane pentru a primi informații la nivel cu ceilalți copii. Ce este în prezent în școală? Sincer să vă zicem, Asociația Surzilor nici nu cunoaște. De ce? De ce? Că au fost închise două școli specializate pentru educarea copiilor surzi și trimis în școlile generale. Fără a pregăti cadre pedagogice, fără a pregăti asistenți necesari, fără a pregăti și
cunoașterea limbii acestor copii. Exact cum ai preda limba engleză fără ca să cunoști dacă acest om poate exprima acest cuvânt în limba engleză. Care vor fi rezultatele educației? Acesta este începutul spre o viață mare, spre o viață unde fiecare persoană își dorește ca el să aibă o educație inclusivă, o educație la un alt nivel, la nivel de colegiu, la un nivel de universitate, la un nivel de doctorat, de ce nu? Dar de la început, când copilul este într-o școală generală, lui se taie tot viitorul. El își pierde interesul. Recent am avut cu Consiliul de Discriminare o discuție sau o ședință specială cu accesul persoanelor surde la bacalaureat. Despre care acces este vorba? Spuneți-mi, vă rog, câte persoane în ultima vreme au susținut bacalaureatul? Nici una. S-a găsit o mamică care l-a trimis, trimis copilul său într-o școală generală, dar când băiatul a mers să-și susțină bacalaureatul, lui a interzis să-și scoată aparatul de la ureche, proteza. Și el atunci și-a pierdut interesul și spaima care o apărea și s-a întors și nu mai mers la bac. Deci asta a fost 2 ani în urmă. Dar e o problemă și o întrebare către Ministerul Educației și către legislația Republicii Moldova care nu se reglementează și nu se îndeplinește. Dar este o hotărâre, un regulament de acces la bacalaureat, dar condiția că persoana cu dizabilități trebuie să învețe, să termină 12 clase liceale, la care persoana cu dizabilități nu are acces decât la școala de performanță numărul 11. Deci este o problemă foarte semnificativă pentru pregătirea profesională și integrarea în societate a acestor oameni, a tineretului cu dizabilități de auz. De aceea ei își fug în altă țară. O altă problemă destul de stringentă pentru Republica Moldova este pregătirea interpreților ca specialiști. Nimeni din Republica Moldova, nimeni din minister, nimeni nu au acest scop și acest țel, deoarece la conducere nu recunosc limbajul semnelor ca limbă de comunicare, cu toate că e acest limbaj este recunoscut în toată lumea, în afară de Republica Moldova. Și mulțumit Asociației Infonet, Asociația Surzilor împreună am publicat primul dicționar pentru învățarea acestei limbi. De asemenea, o problemă este și instruirea părinților copiilor surzi, părinții vorbitori. Ei nu au o cale de comunicare cu copilul său. Ei inventează singur semnele, ca în triburile din secolul de piatră. De ce nu se prevede o pregătire a acestor părinți? O pregătire a acestor copii pentru a putea comunica unii cu alții?
Și iarăși merg mai departe cu instruirea. Instruirea lucrătorului social din teritoriu. Cum acest lucrător social comunică cu persoane cu dizabilități de auz din teritoriu? Vă dați seama, surzi se sperie de ei, pentru că ei încep a gesticula în așa fel că ei se întorc și pleacă. Surzi au spaimă. Scrieți, oameni buni, scrieți ca persoana să vă înțeleagă. Dacă nu vreți să învățați limbajul lui. Deci asta este comunicarea. Și noi cerem ca statul să atragă o atenție deosebită față de dezvoltarea limbajului mimico-gestual, ca limba de comunicare a acestor categorii de persoane. Acum noi mergem la o altă secțiune, secțiunea de alegeri. Accesibilitate la alegeri. Cineva din voi a văzut informația oricărei candidat sau candidați despre programa sa care merg la alegeri să vă redea în limbajul semnelor? Eu sunt convinsă că nu. Nimeni din persoane cu deficiențe de auz nu au acest acces. Programa și informația pe care o dețin persoane cu dizabilități de auz, ea nici nu se încadrează în această companie de alegeri. Se pune întrebarea, cum persoana cu dizabilități de auz va face o alegere? Cum persoana cu dizabilități de auz va merge în secția din circumscripția sa? Da, noi știm că este ghidul alegătorilor. Da, surzii nu au acces la el. Deci ar fi bine ca CECU să facă informații mai transparente pentru această categorie. O necesitate foarte utilă ar fi pentru persoane cu dizabilități de auz că când merg la secția de votare să fie direcționați printr-o săgeată, printr-o desen, printr-o informație scrisă. Unde trebuie să meargă această persoană? Îndeosebi la noi, persoane deficiențe de auz au localități în municipiu unde ei locuiesc. Eu aș spune pentru informație vizuală să fie afișată anunțul unde este secția de votare a acestor oameni. În care direcție, la care adresă. Persoanele cu deficiențe de auz nu sunt agramate. Ei cunosc și știu a citi. Am ajuns la secția de votare. Procesul noi îl cunoaștem. Înregistrare, buletinul, viza de reședință, lista în care ești înscris,
masca principală și nu uitați, prelucrarea mâinilor, primirea buletinului de vot, accesul la cabina de vot și la urna de vot. Persoana cu deficiență de auz a intrat într-un așa spațiu. El primul ce face, îl caută cu ochii, caută informația. Dar informația este la pod, aninată de o sârmuliță, ori la piciorul mesei pus cu clamă. Persoana cu dizabilitate de auz își caută informația la nivelul ochilor, ca să vadă în care parte, în care direcție trebuie să meargă. De el se apropie o persoană care este în cadrul acestei secții de vot și mama îi spune repede ceva. Întorcând capul, gesticulând, persoana cu dizabilități de auz în genere își pierde orientația. El nu înțelege unde se meargă, neavând informația televizată despre care am vorbit mai înainte. Dacă și apare în secție o așa fel de persoană și vreți să-i comunicați ceva, scrieți, ori apucați-l de mână, nu-l izbiți, dar apucați-l de mână și conduceți-l acolo unde el trebuie să meargă, să ajungă să-și îndeplinească a lui cerință de votare. Ori să-i strigați din alt capăt, du-te acolo! La el pe frunte nu scrie că el aude ori nu aude. Informația trebuie să fie vizuală. Și pentru a facilita acest lucru pentru persoanele cu deficiențe de auz, repet, să nu strigați la el, să nu ridicați vocea. El totdeauna nu vă aude. Să nu te întorci cu spatele la el și să-i vorbești. El nu aude. Dar te întorci cu fața spre această persoană și rar aproape fără voce îi vorbești cu articulația buzilor. Nici într-un caz nu îl numești surdomul. Aceasta îl umilește, îl înjosește, îi zice, a venit o persoană surdă. Și cel mai bun și efectiv metodă pentru această persoană ar fi să-i scrieți pe o hârtie sau mesajul să-i scrieți pe telefonul dumneavoastră și să-i arătați lui. Să nu îl bruscați. Altfel, niciodată nu mai vine la vot să vă susțină. Oferiți-i asistentă calmă. Memorizați, vă rog, că persoanele cu deficiențe de auz primesc orice informație auzind cu ochii. Și, totuși, la final vreau să vă zic că o recomandare foarte principală rămâne, totuși. În secțiile de votare, unde sunt circumscripție sunt amplasați cu traiu mai multe persoane cu dizabilități de auz, dumneavoastră deținând listele și adresele, puteți angaja, invita un interpret în limba semnului pentru a vă ușura serviciul.
la minutul. Deschizând sesiunea de întrebări și răspunsuri, aș vrea să mai adresez câteva întrebări doamnei Natalia pentru focusarea unor aspecte, vă zic, legate de problemele pe care le întâlnesc persoanele cu dizabilități de auz în Republica Moldova. Și o primă întrebare pe care aș vrea să o adresez este legată, spre exemplu, de filiala teritorială Nord din Bălți, care prestează servicii pentru câte raioane, pentru câte persoane și cât de dificil este acest lucru, dacă puteți să descrieți un pic acest aspect. Filiala teritorială Nord se află în municipiul Bălți. Președintele filialei este Aluna Busnac. Cu ea împreună activează în această filială încă 3 interpreți în limbajul semnelor. Ei au la evidența sa mai multe organizații primare în toate raioanele din partea de nord a Republicii, unde sunt la evidență persoane cu dizabilități de auz, începând de la 18 ani. Și sunt în jurul la 580 de persoane, membri asociației în aceste raioane, prin toată partea de nord. Deservirea o efectuează în 11 raioane din partea de nord. Toate solicitările sunt îndeplinite de către interpreții din această filială. Dintre care 2 interpreți sunt licențiați și o persoană este nelicențiată. Aceasta este informația. Dacă mai sunt întrebări, putem. Deci, în acest context, înțeleg că dacă o persoană din raionul Don Dușeni, de exemplu, sau din raionul Rușcani, are nevoie de serviciile interpretului, el contactează filiala teritorială din Nord, interpretul se deplasează în acest raion și prestează serviciuri. Doar că sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le punctați, vă zic, legate de tariful care este achitat pentru serviciul interpretului. Dacă, de exemplu, cineva acoperă costurile de deplasare către acest loc, locul prestării serviciului, și dacă deci aceste aspecte, dacă vă rog. Deci, solicitarea interpretului în limbajul semnelor se efectuează preventiv, din timp. Nu, uite, eu acum am nevoie de interpret și am făcut din deget și interpretul e aici. Solicitarea se face conform unei cereri. Dar dacă este o organizație de stat, se face conform unei scrisori oficiale, în numele președintelui, filiale teritoriale sau în numele președintele asociației și noi o direcționăm în filiala teritorială. Este posibil ca persoana care face apel către filiala teritorială să confirme că dacă merge vorba de acest serviciu și teritoriul unde pleacă și achitarea acestui serviciu se face conform unui contract de prestare a serviciilor. Plata se face conform contractului ori în numerar, ori la cardă. La cardul personal al interpretului. Sunt unele servicii care
Asociația surzilor le prestează gratis. Acestea sunt servicii care adună mai multe persoane, tip de adunare, manifestări, măsuri sportive, artistice și așa mai departe, atunci lucrul interpretului este plătit de asociație. Dar munca care o depun interpreții la solicitant, de exemplu, la evidență, deplasarea de la bălți, de la locul de muncă spre Edineț, eu nu știu cât, dar cred că nu este mai puțin de o oră. Sau o oră jumate. Deplasarea o plătește solicitantul. Adică, dacă eu am invitat interpretul, atunci eu și îl plătesc. Nu numai serviciul. O ajuns pe loc, interpretul, la locul destinat, unde trebuie să presteze serviciul, atunci se ia ora cât timp dumneai se găsește în acest local. De exemplu, să luăm notarul. Dacă merge vorba de notar, atunci persoana care a solicitat interpretarea la ora 12, de exemplu, dar notarul e ocupat, ia oameni buni, mai stați în rând. Și mai stai o oră jumate în rând. Ora care a stat tot în rând, ca interpret, ca specialist, o plătește solicitantul. Ai prestat tu serviciu, ori nu l-ai prestat în acest răstimp. Și deplasarea, costul deplasării de la un punct la altul, dus întors, este plătit de solicitant. Despre orele de muncă, pentru că acest interpret este angajat în cadrul asociației, este responsabilă asociația, deoarece el este delegat în acea direcție și el se duce conform solicitării înscris de la locul de muncă. Dacă nu este ceva clar, mă rog, adăugați. Încă o întrebare, vă zic, legată de situația epidemiologică din Republica Moldova. Pandemia a fost o provocare pentru toată lumea și a constituit o barieră suplimentară și pentru persoanele cu dizabilități de auz, deoarece comunicarea lor este bazată pe gest și, în același timp, pe mimică. Masca de protecție acoperă gura și, respectiv, a creat o barieră suplimentară. Cum ați soluționat această problemă? Sau care este soluția în viziunea dumneavoastră? Vreau să zic că pandemia COVID-19 a fost pentru noi un calvariu, un dezastru. Vă imaginați, persoanele toate erau cu mască. Toate erau distanțate la casele lor. Informația ei nu aveau că trebuie să stea acasă. Nu aveau că nu are dreptul să urce într-un lebus dacă e mai mult decât 20-50 de persoane. Pentru că lor nimeni nu le-a dat această informație. Ei nu aveau informația cum să se protejeze de această boală. Ei vedeau ceva că se întâmplă în societate. Dar ei nu înțelegeau despre ce mergea vorba. De ce? Ne întoarcem iarăși la accesul la informații. Pentru că ei vedeau desenul
nu înțelegeau efectul. Și toți își făceau treaba lor fără a îndeplini cerințele medicale. Atunci Asociația Surselor și cu ajutorul Infonet au făcut un filmuleț. Noi, singuri, cu puterile noastre, cu interpretul nostru, cu mulțumim Asociației Creion care ne-a ajutat cu filmările, mulțumim lui Eugen, mulțumim Casa Republicană de Cultură care făceau emisia de știri de la ei acasă. Noi, ca în timpul războiului, eram. Dacă cei ce auzeau se simțeau altfel, persoane cu dizabilități, erau, vă zic, repet, calvar. Și atunci, după ce au început a primi informația vizuală, puțin s-a schimbat situația. Dar ea s-a schimbat spre rău. Dar știți de ce? Pentru că ei nu înțelegeau protecția. Și până noi am făcut acest filmuleț, până am realizat această știre care am pus-o în mass media, mulți din ei s-au îmbolnăvit. S-au îmbolnăvit de COVID. Ce fel de boală este, n-am să vorbesc. Dar care au nimerit în spital, au nimerit într-un alt calvar, deoarece lucrătorii medicali toți erau echipați în costume speciale, începând de la mânuți și terminând cu capul, picioarele și așa mai departe. Nu puteai înțelege cine este bărbat ori femeie, având niște ochelari mari, tu nu puteai înțelege, el te vede pe tine ori nu te vede. Și dacă persoana stătea la pat, persoana cu dizabilități, atunci medicul venind la audiență, la consultație, el nu putea să se descurce. Eu vă zic de un caz particular când o persoană cu dizabilități de auz, având copil mic de un an de zile, a nimerit într-un spital unde și copilul și ea s-au infectat de COVID. Și ea nu putea să discute cu medicii, deoarece le era astupată gura, ochii cu ochelari, mâinile în mănuș, echipamentul medical. Și ea era disperată. Ea, afară de lacrimi, nu putea să spună, să zică la nimeni nimic. O salvat-o telefonul, prin care ea și-o descris situația unor prieteni vorbitori, în ce hal se află. Dar nu putea prietenul vorbitor să intre în secția în care ea se află, ori să stea de vorbă cu medicul. Până când ea singur nu a cerut numărul la telefon cumva, i-a scris și au putut comunica și au putut prin pachet să-i transmită dumneiei de lucruri necesare de care avea nevoie. Până la urmă ea a fost transferată în alt spital. Acolo din nou angajații medicali, surorile, medici, nimeni nu cunoștea limbajul ei. Și din nou s-a format o problemă foarte, foarte strigentă pentru această situație. O altă problemă cu COVID-ul legată este că angajații Asociației Surselor au fost nevoiți să fie trimiți acasă,
la distanță. Noi lucram toți prin sistemele IT. Era o problemă pentru că nu toți surzi din oraș dețin aparatele IT. Ne mai vorbim de cei de la sate. Și atunci noi am trecut printr-un alt calvar, pentru că noi nu ne vedeam unul pe altul, noi nu înțelegeam problemele și cum să ne apropiem de ei ca să le putem da o mână de ajutor. Și atunci au fost vecinii acelor persoane, inclus poate că prin legătura cu interpreții la distanță care lucrau de acasă, problemele au fost majore. Acum puțin avem o mică relaxare, deci persoanele cu dizabilități de auz poate să iasă de acasă, dar iarăși noi nu ne putem întâlni, să ne vedem la ochi, este o problemă, pentru că informația necesită să fie văzută cu ochii. Și interpretul face audiență a acestor persoane, celor care pot ieși de acasă, la noi este distanțat, dar la etajul întâi a Asociației Surzilor se poate de veni și la distanță, fiind în limbajul semnilor, interpretul poate să-l ajute, să telefoneze la spital, ori să telefoneze la o școală, ori la o grădiniță, ori la un asistent, pentru a-i acorda ajutorul social. Mulțumim! Am să fac o mică informare, vă zic că în același timp am să vă rog pe cine dintre dumneavoastră dorește să formuleze întrebări, puteți să le adresați prin chat, puteți să ridicați mâna pe platforma Zoom, am să vă ofer posibilitatea să vorbiți și o să puteți să faceți acest lucru. În același timp vreau să vin cu câteva precizări, câteva detalii și să-i dăm și posibilitatea doamnei Natalia un pic să-și tragă răsuflarea. Deci, în Republica Moldova sunt circa 5.000 de persoane cu dizabilități de auz și doar 17 translatori în limbajul mimico-gestual. Deci, dacă am face o împărțire matematică, am vedea că un translator prestează servicii pentru 295 de persoane cu dizabilități de auz. Aceasta este coraportul, de exemplu, un translator, persoane cu dizabilități de auz. Care sunt acești indicatori în Europa, spre exemplu? În Europa, media diferă de la o țară la alta în jur de 70-100 de persoane cu dizabilități sunt deservite de către un translator în limbajul mimico-gestual. Cel mai bun indicator este înregistrat în Finlanda, unde există un translator pentru 30 de persoane cu dizabilități de auz. Cel puțin așa se afirmă că sistemul educațional din Finlanda este unul din cele mai performante din lume și acolo remarcăm mai multe aspecte legate de incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în viața de zi cu zi. Asta este un aspect foarte important. Asociația noastră, împreună cu Asociația Surzilor, pledează deci, pentru a extinde serviciul de translare în limbaj mimico-gestual și asupra unor alte aspecte, adică ca acest serviciu să fie prestat nu doar de către Asociația Surzilor. Spre exemplu, doamna Natalia Babiș s-a referit deja la serviciul 112. Atunci când este un incendiu, când este, e nevoie de chemat salvarea, vă zic că este o situație foarte specială, apelul ar trebui să fie preluat de către un serviciu care funcționează în regim non-stop. Sau dacă este vorba de o colaborare sau de o interacțiune cu structurile de forță, cu Ministerul de Interne
sau cu sistemul penitenciar, sau cu Ministerul Justiției, este bine ca translatorul să fie o persoană pregătită din cadrul sistemului, care să preia, deci, și să comunice direct, să dezamorseze situația care poate să fie creată. Deci este o perspectivă pe care încercăm și vom încerca să o dezvoltăm în continuare. În altă ordine de idei, vreau să spun că atât timp cât a durat prelegerea doamnei Natalia, eu am postat mai multe lucruri pe chat legate de anumite aspecte pe care le-am considerat importante în contextul acestei discuții. Deci este vorba despre datele de contact ale Asociației Surzilor cu pagina web, este vorba despre produsele care au fost realizate în ultimii 5-6 ani, este platforma Surdoserver, este filmulețul legat de măștele cu ecran de protecție, este dicționarul în limbaj minico-gestual, și așa mai departe. Adică toate sunt formulate, sunt prezentate într-o așa manieră ca inclusiv această conferință, conferința accesibilității, pentru ca să avem o deschidere și o comunicare cu lumea exterioară, în așa fel ca să înțelegem mai bine problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități de auz, pe de o parte, pe de altă parte, de a vedea care sunt posibilele soluții, în așa fel ca să creăm condiții în bază de egalitate, de drepturi pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități. În acest context, vă rugăm, cine vrea să adreseze întrebări, vă rog să deschideți microfonul, fie să plasați în rubrica de chat întrebarea dumneavoastră și noi vom încerca cu plăcere să răspundem la aceste întrebări. Vă rugăm, microfonul este deschis, microfonul liber. Cine are curajul să înceapă? Atunci mai formulez eu o întrebare. Iată, suntem în plină campanie electorală și aș vrea să o întreb pe doamna Natalia Babici, fiindcă cunoaște informația analitică din cadrul asociației, din toate filialele teritoriale. Sunt 23 de concurențe electorale. Și aș vrea să vă întreb dacă, de exemplu, cineva din concurență electorală va contacta pentru a contracta servicii de translare în limbaj minico-gestual, pentru elaborarea unor materiale cu traducere în limbaj minico-gestual. Sau au fost organizate anumite întâlniri ale concurenților electorali cu comunitatea persoanelor cu dizabilități de auz. Dacă au fost astfel de inițiative, dacă credeți că ele sunt necesare și așa mai departe. Vă rog. Eu menționez că eu, în mesajul meu, am subliniat că niciun partid, niciun candidat, nimeni nu a făcut accesibil a lui program, avea planuri de efectuare, de activitate în Moldova, dacă va deveni membru al Parlamentului. Până la alegeri au rămas câteva săptămâni, dar nimeni absolut nu s-au adresat la Asociația Surzilor pentru a solicita un translator
ca programul său să fie expus și înaintat persoanelor cu dizabilități de auz. Deci și cu atâtea emoții m-am expus că surzii sunt ignorați în societate și îmi pare foarte rău. Mulțumim. Iată, avem o întrebare care a parvenit de la postul de radio, Radio Vision, deci este un post al comunității persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Și întrebarea care a fost formulată este următoarea. Câți interpreți în limbajul mimico-gestual vor fi în incinta secțiilor de votare la alegeri? Permisiunea dumneavoastră am să răspund eu la această întrebare. Din câte cunoaștem, deci în nicio secție de vot nu vor exista interpreți în limbajul mimico-gestual. E o situație foarte interesantă. Din ce punct de vedere? Acum câțiva ani în urmă încă am formulat o întrebare foarte concretă pentru Comisia Electorală Centrală și i-am întrebat, spuneți-ne, vă rog, care sunt secțiile de vot unde locuiesc compact persoane cu diferite tipuri de dizabilități? Persoane cu dizabilități de auz, dizabilități de vedere, poate dizabilități locomotorii și care este rațiunea acestei întrebări? Deci, este cunoscut faptul că în anumite localități, cum ar fi Chișinău, în zona Telecentru, sau la Basarabeasca, locuiesc compact persoane cu dizabilități de vedere. Sau, la fel, în alte localități locuiesc compact, spre exemplu, persoane cu dizabilități de auz. Comisia Electorală Centrală ne-a răspuns foarte rapid la demersul nostru și ne-a spus că informația pe care o solicitați este foarte actuală și importantă și pentru noi, dar cu regret, noi nu deținem o astfel de informație. Rațiunea acestei întrebări era că dacă noi cunoaștem unde se află aceste secții de vot, unde locuiesc compact diferite categorii de persoane cu dizabilități, atunci noi putem să creăm politici sociale orientate pentru incluziunea alegătorilor cu dizabilități. Iată, în contextul dat, am putea să, prin proiecte, da, ne solicitând resurse financiare de la stat, am putea să angajăm persoane cu interpreți, să zică, și să lucreze în incinta secțiilor de vot, să existe o circulară, să zică, o decizie a Comisiei Electorale Centrale care să le permite acest lucru. Și în anii precedenți s-a și făcut o astfel de inițiativă, a fost o inițiativă prin care interpreții facilitau procesul de comunicare între persoane cu dizabilități de auz și membrii comisiei. Deci noi am avut o astfel de inițiativă câteva scurtine în urmă, când au lucrat 5-6 interpreți în incinta secțiilor de vot. În acest an nu va fi o astfel de situație, ținând cont și de situația epidemiologică, vă zic, din Republică, pentru a proteja oamenii, dar și în același timp pentru că ne dorim o colaborare efectivă și eficientă cu autoritățile statului. Cum ar fi posibil acest lucru? Deci, iată, există acest sistem care se numește blockchain, care putem să-l urmărim și în alte state, când în baza registrului de stat al populației există date suplimentare pe care poate să le vadă orice funcționar public în raza limitei sale de competență. Deci el poate să vadă că în această regiune, de exemplu, este, în fața ta este o persoană cu dizabilități. Acest lucru poate fi citit, adică, în baza informațiilor oferite de către numărul IDNP. Sigur că aceasta, spuneam, nu este vizibil pentru toată lumea. Deci sunt protejate datele cu caracter personal și în funcție de aceasta pot să gândești anumite strategii și politici de incluziune. Cu regret, la noi acest lucru, cel puțin pe moment, încă nu este posibil.
Dezvoltând un pic această întrebare, vă zic că parvenită de la Radiovision, trebuie să spun că în scrutinile precedente au existat și operatori a sistemelor televizate cu circuit închis în incinta a trei secții de vot la Basarabeasca, Bălți și Chișinău, când era utilizat sistemul televizat cu circuit închis, deci altfel spus lupa electronică, care permitea traducătorului, care permitea persoanei cu dizabilități de vedere să voteze în mod sinestătător. Ok, cred că am răspuns la întrebarea dumneavoastră și vom fi bucuroși să răspundem și la alte întrebări. Vă rog, cine ar dori să adreseze o întrebare? Avem microfonul liber. Ok, este ora 11 și 26 de minute, data de 30 iunie 2021. În moment ce nu văd alte întrebări, atunci vom propune închiderea acestei sesiuni, nu înainte de a spune că următoarea ședință, următoarea prelegere, vă zic, în cadrul conferințelor accesibilității este planificată pentru data de 2 iulie 2021, cu începere de la orele 14. Ea este intitulată Accesibilitatea infrastructurală, precondiție pentru realizarea altor drepturi. În calitate de invitat îl vom avea pe domnul Tudor Onofrei, deci care este specialist în adaptare spații și activează în cadrul Asociației Motivație din Moldova. Linkul pentru conexiune pe Zoom dumneavoastră l-ați primit în mesajele precedente. De asemenea, menționăm că prelegerea va fi difuzată în format live pe pagina web a Asociației Infonet. De asemenea, aș vrea astăzi să menționez că această prelegere, vă zic, a fost transmisă în direct la postul de radio Radiovision. De asemenea, pe pagina închisă, deci a Asociației Surzilor, iar traducerea în limbaj mimico-gestual pentru a face prelegerea accesibilă și pentru persoane cu dizabilități de auz a fost realizată de către traducătorii Ala Bargan și Ina Petrov, pentru fapt pentru care le mulțumim foarte mult. Menționând în final că deci, aceste conferințe sunt realizate în cadrul proiectului Incluziunea Socială pe alegătorilor cu dizabilități între așteptări, obstacole, promisiuni, realizări și valori împărtășite. Deci este proiectul implementat de către Alianța Infonet în, cu susținerea financiară a Direcției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim multă sănătate, o zi bună în continuare și